Hei, salut, eu mă numesc Andrei și azi vorbim despre câți bani am făcut eu din YouTube. Mai înainte de toate, cu toții știți sau nu știți, poate, pentru a face bani pe YouTube, pentru a porni monetizația, trebuie să ai 1000 de abonați pe canal și 4000 de ore în ultimul an, 4000 de ore vizionate ca să poți porni monetizarea canalului, ca să-ți aducă bani. Deci, haideți să vedem câți bani am făcut eu din YouTube. Dar înainte de asta eu vreau să vă spun că eu mai am un canal în rusă care de mult l-a lepădat și mai am încă un canal în română care tot 2 luni m-a ocupat de canal, pe urmă l-a lepădat și iar aproape un an n-am mai filmat nimic și ia că acum, cu puțin timp în urmă, am apucat canalul ăsta. După cum vedeți, eu am numai 12 videouri, n-am încă monetizația pornită, așa că eu fac fix 0 lei. YouTube. Dar oricum, nu mă dau bătut, eu o să filmez fiecare zi câte un video, o să-l pun. Sper că cât mai repede să facem 1000 de abonați și este a 4000 de ore și pe urmă să vă arăt în detaliat câți bani în realitate poți să faci pe YouTube. Dar în afară de monetizații, poți, dacă faci un video despre vreun site ceva care are referal, care pot spune referalea, puteți să vă puneți linkul vostru de referal acolo și tot să faceți bani. Pe cum vedeți, în 2 săptămâni, nici n-am 2 săptămâni, am 57 de vizualizări, o oră, 1,7 ore uitat și 2 abonați. Așa că ca să ajungem mai repede, puneți câte un like, trimiteți video ăsta încă la vreun prieten, 2, ca mai repede noi să ajungem în recomandat, mai repede să ridicăm canalul ăsta, să ajungem la 1000 de abonați și 4000 de ore să fac vizualizare, ca să pot porni și eu monetizarea și să vă arăt cu adevărat câți bani fac eu. Nu știu, v-a fost de folos sau nu video ăsta, cred că când am monetizarea pornită, a să mai filmez un video și a să vă spun cât timp a trecut de la video ăsta. Acum am 2 abonați și 56 de vizualizări până în timpul de față. Asta e timp de 2 săptămâni. Așa că abonați-vă, puneți câte un like. Cu voi a fost Andrei, pa ca, pa ca.